Salutare, dragi prieteni, și bine am găsit la un nou episod. Eu sunt Deiu și astăzi vom reacționa la review-uri lăsate de oameni la pizzerii pe Google Maps. Mă rog, pe Google Maps, pe Google în general. Și evident că probabil acum o să vedeți pizzeriile în bara de sus care sunt, dar ne prefacem că nu le vedeți. Și o să schimb cadrul și o să citim doar comentariile. O să începem cu asta, care are review-uri 3,2. Țin să menționez că sunt pizzerii din București. Bucharest, cum vreți voi. E. Am făcut comandă la ora 23 și nu a ajuns nici la ora 1 noaptea. M-a sunat livratorul și mi-a zis că mai durează încă 20-25 minute în jurul orei 0:40. Omul aștepta să vadă pe înaltirile finale. Felicitări, m-ați pierdut de client după sute de comenzi pe care l-am avut la voi. Rușinos. Ok. Deci omul e supărat că nu a putut să primesc comanda că... Aolea, că... Omul care livra stătea să vadă penaltiul de la finala UEFA. LOL. N-ai cum. Ce tare. O pizzerie de ți este rușine să comanzi. Pizza este foarte arsă, angajații sunt de toată rușinea, foarte aroganți. Pizza de 32 de centimetri este doar 20 de centimetri. Patronul este de toată nesimțirea. Vorbește cu: băi omule, băi frate, cațicani, ups, nu suntem rasiști, ca bombardierii. Nu recomand așa ceva, niște nesimțiți ordinari. Într-adevăr, adică are doar 20 de centimetri, lol. Ce tare. Mă închipuie și mâncat. E bun, e ce trebuie. Răspunsul proprietarului. Ia uzi. Mamă, ce ne scoatem. Aolea, nu măsura bine noastră. Aici că lucrurile s-au schimbat, patronatul, asta e vrăjelea pe care o băgă toți, poate s-au schimbat conducerea și suntem altcineva. Am mâncat pizza de la ei și am avut arsuri 2 zile. Nu mai comand niciodată. De ce arsuri? Gastrice? Eu ars stomacul cu pizza? Îți dai seama cât de proastă trebuie să faci pizza ca să-i faci cuiva arsuri? Gastrice? Lol. Dacă vreți să primiți mâncarea între 4 ore, comandați cu încredere. PLM, nu mai recenzii de ostea, uite și de la mine una. Ok. Amatorilor de multe review-uri negative, care e faza? Scump și prost ca în România, nu? Ba cu timpul, ba cu pizzele ce trec. Check de pizzerie, altă bătaie de joc la bani mulți. Comentați așa. Multe pizzerii n-am mai așa. Da, jur. Păi da, mi se pare normal să lași review totuși. De gen, nu. Păi mei, să vadă lumea ce, cum e pizzeria și cât de ok eu-i sau nu. Anyway. Am plătit comanda card și mi-au lipsit produsele. Timp de așteptare 3 ore pentru o pizza. Nu recomand să comandați de aici. De aici e treaba 3 ore. Nota 0. Te-ai dat ăstea. Dar nota 0. 2 ore. Și mi-a ieșit la telefon că pleacă comanda. Că pleacă comanda, să-mi scrieți în chat ce înseamnă că pleacă comanda. Ce-i cuvântul ăsta? Că pe Dex nu cred că mi-l găsește. Sau? Ia stați puțin, facem noi manevră. Dex. Ia. Dex. Aolea, nu-l găsește chat. Vă dați seama? Ce trist. Bun, am revenit. Feriți-vă de ei și de Glovo. Vreau că nici Glovo nu răspunde și am plătit 100. Aoleu, ți-ai luat țeacă o țără. Madame Andra. Mădă.
Madalina, gen. Lava cake. Mai bun fac eu, care n-am gătit niciodată lava cake, presupunea. Hai că da. Nici măcar negresa nu pot. Nu o pot numai. Nu o pot numai. Nici negresa. Nici măcar negresa nu o pot numai. Ce? Ce? Ce vrea să însemne asta? E ceva tare și nepăcut la gust ca un chec uscat. Lava cake cu emale și curte ciocolată din el, pe când asta nu are nici măcar o mezeală de ciocolată. Foarte dezamăgită. Am comandat o porție paște și un meniu paște. Paște. Cum adică să-ți comanzi paștele? Voi vă dați seama? Stai acasă. Să vedem. Hai să-mi comand paște. Hai să-mi comand și un Crăciun. Hai să-mi comand și un Sfântul Ilie. Hai să-mi comand și o bobotează. Ok. Și am făcut intoxicație alimentară. Am să revin și cu o plângere la protecția consumatorilor, cum care de rușine în plină pandemie îmbolnăviți oamenii. Acum 4 săptămâni. De ce trebuie? Like. Am comandat pizza de lei cu 3 toppinguri și nici urmă de topping. Le plătim degeaba. Aole, Roxana. Vai. Iulian Madalin Dinu. Scuze că-ți citesc numele, dar pare rău. Aia e. Incapabil să-și onoreze comenzile, se plâng că nu au livratori suficienți. După 2 ore de așteptare unei comenzi care trebuia să ajungă maxim o oră, am sunat și mi-au spus că pizza mea încă nu a plecat de la ei. A, deci majoritatea zic că e timpul lung de livrat. Bună seara, tocmai ce-am ridicat o comandă de 3 pizze și 3 tiramisu. Aparent e și calitatea produselor, numai timpul de livrare. Din păcate... Așa. Sunt total dezamăgită, pizza e de cea mai proastă calitate. Cele 3 tiramisu și... 13 lei bucata tiramisu? Ce? Blatul este cocă și nici măcar nu pot spune că e tiramisu. E bătaie de joc, nu recomand. Ați ridicat, noi facem valori pe rog, așa cum prevede legea. Cele că ne sunt foarte mulțumesc de pideștine. Aoleu, ce aroganțe, răspunde proprietarul. Și că nu vreau să fiu ironic, dar la alte pizzerii abia vedeți ingredientele pe o pizza și e mult mai scumpă. Dar la branduri mari nu mai comentează nimeni, seară frumoasă. Am dat o comandă, așa. 70 de minute. Păi da, puiule, 2 ore. O oră, doamne, ce prost, o oră și 10 minute. El i-a scris după mai bine de aproape 2 ore, de fapt, ora 40. Mie le ne să fac calculele la ora asta, nu mă bateți, 3 dimineața, dar nu vedeți voi de-ai 3 dimineața. I-am sunat. Deci aici le zice că în jumătate de oră livrează, la 23:34 o anulează. Termen, timp de livrare, foarte prost. Vai, dar ce mesaj frumușel. Am plasat o comandă la ei de pizza. Deci tipa zice că a plasat o comandă, că o sună să zică că în 5 minute și pe aia se răspunde pe un ton nesimțit că în 40 de minute. Pizza a ajuns rece și foarte scoată. Tare.
Proprietarul, mulțumim de informare. Vă rog să-mi acceptați mie scuzele pentru întâmplarea nefericită. Ale. A, bă, că mai citim povești. Pizza lipită de carton. Știi că aici e treabă când e lipită de carton. Deci cere scuze dacă așa s-a întâmplat. Cea mai jale pizzerie din cartier. M-a așteptat 3 ore jumate. 3 ore jumate? LOL. Meniu pui Shanghai care le arată pui Shanghai. Îmi place că tipul tot răspunde, ne cerem scuze pentru inconvenient. Deci asta se plânge că la ofertă a fost nu știu ce și ceva de sosuri. A, și asta mai și zice. Ha, nu știu dacă meritam ostea. Cen, pui mei, puteai să-mi dai 2. Că nu-i ca și cum ți-am dat Pepsi-ul. Și l-am dat numai cu jumătate de litru mai puțin Fanta. L-am tras pe dreapta. Bun, să citim la următoarea pizzerie, băi, că ne lungim. După 2 ore de așteptare a să zici comanda, 3 bucăți de tablă rece, una unsă cu ton, una cu așa zisă brânză. Dragii mei, cea mai prostă pizza mâncată, cu ghilimele, mâncată vreodată. Mamă, vă reprofilați, schimbați pizarul. Pizarul? Există cuvântul ăsta? Ce? Pizar, pizarul, pizzerino, mamma mia. Ăla care face pizza, nu? Sincer, mi-e dat ăla o recenzie proastă. Te cred. Ia uite, tabla. Cum arată? Iuliu. Iuliu. Nu o să intru prea mult în detalii, dar atât pot spune. Dacă vrei să ți se greșească comanda de mai multe ori și toți să fie tratată cu indiferență, ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Ați văzut numele, nu e ok. Vai, trebuie să tăiem pe filmare, dar nu mai tăiem. Ce mai neserioși. Feriți-vă cât puteți de această pizzerie. Au spus că vine comanda în 2 ore și 30 minute. Pe expirarea celor 2 ore și jumătate. Am sunat. Încă 45 de minute. A, bă, că n-au fost 4 ore ca la alealtă. De ce te plângi? Au fost numai 2 ore și jumate, n-au fost 4. De fapt, nu. Sunt 3 ore și un sfert. Eu, păi, e comparabil cu alealtă. Of. Evident că e rece după 3 ore, lol. Livrare fără anumite produse. Aoleu, iară s-a afișat numele, nu mai putem să ne... Trebuie să editez, băieți. Hai că o să editez, vă dați seama că nu editez. Doamna recepționistă, foarte înțepată. Neavând habar de zona limitată. Deci eu vorbit recepționistă urât la Cojocaru. Mădălin, ce ne zici? Ce tare. Bă, măcar au fost sinceri. Gen, nu fac să aștepte 4 ore. Rușine, nu recomand. Am comandat pizza și a venit în 2 ore și jumate. Zici că o duc din Pitești. Hai, că o duc din Pitești. Dar jur. Cred că 2 ore. Nici 2 ore nu faci pe autostradă de la Pitești la București. Cred că faci undeva la o oră sau ceva de genul. Nu știu. Nu stau în zonă. Hai.
Uai, iar îți vede numele. Noi, nu, 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 nu. Deci, pe scurt, nu respectă timpul de livrare. Ia să vedem. Miserabil. Pui venețian, mamă, de ce mănâncă ăștia? Te-i pui de curte, sunteți nebuni. Căină sau cocoș? Atâta știu. Vreți să vă amint? Avea un gust deja alterat, ne vine bucătarea mea teahnă veche. Urât, da. Comandă după două ore. Mamă, frate, astăzi și o să știi mail-ul în nume. Gen, dacă vreți să spamați pe cineva cu mail, e ok. Pizza grețoasă și rece, după două ore și ceva de la comandă. Ce tare! Da, mă, de aici, e vina curierului, gen, că el e ala care face pe gunoiul și pleacă. Și nu sună persoana sau nu urcă la etaj. Gen, pui mei, urci la ușă și-o lași în fața ușii. Rușine. În 3 ore o livră comanda. Nu livrez în sectorul 1. Na, țapă. Nu livrez în sectorul 6. Că eu și știu unde e sectorul 1 și sectorul 6. Mă bucur că am anulat comanda. Interesul să vă vindeți produsele tinde spre minus infinit. Deci ăsta e supărat că mi-a adus pizza în mijlocul străzii. Groaznic. Au reușit să greșească pizza tuturor. Tuturor comanda. Pizza tuturor. Vai, neamurile mele, se vede că s-a obosit la ora asta. A luat-o, era necop și s-a lipit de carton. Am și uitat ce exit. Că exista mâncare atât de proastă. Ah, și-a uitat să duc o pizza pe care am plătit. Se mai întâmplă, Madalina, se mai întâmplă. Ștefan. Ce tare, ce tare să-ți anuleze comanda. Și să zică că nu le-ai răspuns la telefon, dar tu ești ceva gen, nu m-am sunat. Like, se mai întâmplă. Pizza a venit exact cum am spus domnișoara de la call center, dar băiatul cu livrare nu avea să-mi schimbe o bagnotă de 100 de lei. Și ce să vezi, a trebuit să-i lași pagă aproape 20 de lei. Ură din partea lor, nu le recomand. Like, dar e gen, e vina curierilor, nu e vina pizzeriei. E gen, curierii nu sunt pizzeriei, din ce știu. Sau dacă e curierul pizzeriei, atunci da, bișnițari. Cel mai prost restaurant. Nu mi s-a dus o porție de paste acum 3 săptămâni, iar în seara aceasta, în loc de pure cartofi prăjiți. Ar trebui și eu să mă învăț să stau acasă pe spate. Restaurant. Opa, mă, restaurant. Ăsta e depus în thumbnail. O stea, bro, că nu am cum să vă dau zero. Pe site scrie că aveți livrare în toate sectoarele. Sunt și fac comanda. Nu livrăm în zona noastră, sector 2. Tare. Deci ăștia nu livrează sector 2, nici în sector 1, nici în sector 6. Deci, mă, 5, 4 și 3. Drăguț. Livrare cu lipsă față de ce am comandat, cea care
Livrare cu lipsă față de ce am comandat cea care. Răspunde, pe timp de noapte tu peistă fără pereche o hoață. Foarte explicit, Ionuț. Foarte explicit. Ia ce ne zice doamna Denisa. Fac comanda, 60 de minute, oră și 52. Și vine și fără sosurile plătite și după tot lor le pare rău. Mari jepcari, dar jur. Sosurile fără sos nu are farmec, nu are rost să mănânci, sincer, nu are niciun gust mâncarea. Cea mai slabă pizza. Crută. Wow. Cartofi prăjiți și șnițelul sunt uleioase. Vă sfătuiesc să investiți în bucătărie, să angajați bucătari calificați. Pizeri, pizeri, nu bucătari, pizeri, te rog, pizeri termenul. Ca să iasă mâncărurile bune. Cam dat doi burgeri, blue cheese, așa. Dintre care pe primul am primit fără carne și pe ambele fără sosurile incluse. Adaug și nesimțire pe lângă neseriozitate, pe atâta pentru că nu s-a soluționat favorabil. Oh, băiatule, ți-a luat țeaca. Uleu, nu, că vedeți iar numele pizzeriei, nu-i ca și cum l-ați văzut. Rău câțiva ani era mult mai ok, nu cum timpul de așteptare exagerat de mare. Plus că mai apar întârzieri de 20-40 de mine. Mine? Mine? Ce? Din alea de... îi plină în Croația și Bosnia de ele, de la războiul din 90. Mine? Mine? Păi, de ăștia umblă cu explozibile? Mă, ăștia lasă explozibile prin București, lasă mine din alea de sol. Și ăștia mai, pa, mai calcă câte una și trebuie să ducă, să ducă curierul la spital, să facă schimb cu altul, să preia comanda, păi atunci se înțelege dacă e de la mine. Care a ajuns caldă, deci este vină livratorului. Da. Cea mai leșinată pizza, din câte am mâncat vreodată, 3-4 ingrediente aruncate pe acolo, un sfert din pizza e coacă goală. Ups, iar îți vedem mele. Bă, cât e 5 cm? Destul de mult. Destul de mult, dacă mă întrebați pe mine. Au venit. Mulți se plâng de timp. Am înțeles. Ia uite, cred că ăsta e ultimul. A fost cea mai proastă experiență, pe lângă aripioarele în sos barbecue. Pizza rece, cartofi prăjiți reci, piept crud, sosuri aduse prost și nelivrarea desertului. Call center a spus 120. O să fac 60 minute și a venit în 200. Nu recomand. Și ceva ar trebui făcut? O venit în 3 ore și ăștia au zis că durează maxim 2 ore. Ei, ce trebuie? De aproape dublu. Ei, o cum arată? Nu arată grozav deloc. Arată vai neamurile lor. Zici că le-au pus acolo să se scape. Like. Cum ai ceva? Și ți-a zis altceva? Nu mi s-a întâmplat doar atunci de 3 ori. Mâncarea bună, dar la îngălătii sunt groaznici și creșesc comanda, nici măcar nu-și cer scuze. Pizza este săbuță, are puține mezeluri, mozzarella, uai, dacă te aud italienii cu mezeluri, ce puteți ei? Cum să zici mezeluri, mă, pe pizza? Mezeluri pe pizza. Aoleo, nu aveți doctorat în pizza, se vede, doamnă. Doamnă Marina, nu vă pricepeți la pizze. Mă, adăugați ceva pe oameni buni, nu lăsați turta aproape goală, turta. Compara pizza cu o turtă, se învârt italienii în morminte. Care vă... Ce? Ce? Ok, o să încheiem episodul aici, chat, și o să lăs asta pe fundal. Să se vadă mare și frumos. Vă mulțumesc pentru atenție, că odată i-am fost de eu. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye, bye!